Vorbim acum despre acest pericol al șoferilor și motocicliștilor care fac slalom în trafic și ni se alătură și domnul Lucian Diniță, fost șef al Poliției Rutiere. Bună ziua, domnule Diniță! Să rămână și bun găsit tuturor! Vi prezint așa cum trebuie și pe invitații mei din platou, sau i-aș lăsa chiar pe este prezinte. Doamna Bace, dumneavoastră sunteți vicepreședinte al unui club de motocicliști responsabil, vă rog. Da, Blue Nights România 3 este un chapter înființat pe zona de sud a României. Noi suntem majoritatea cadre militare, polițiști și jandarmi, care desfășurăm și activități pe lângă activitatea strict profesională. Ne implicăm foarte mult și în activitatea preventivă vis-a-vis de motoare și autovehicule. Avem niște imagini spectaculoase și le vedem împreună chiar acum. Haideți să vedeți cum fac slalom motocicliștii care conduc cu 300 de km pe oră. Așa, și vreau neapărat să vedem și cât de tare ne pot distruge timpanele motocicliștii zgomotoși. Avem imagini spectaculoase pregătite. Ce avem noi aici, Andrei? Da, este vorba despre imagini în prima parte cu plimbări prin trafic, noaptea mai ales. Trebuie să fac o mențiune, acolo sunt în a doua parte imagini cu parade moto, menite tocmai să aducă un semnal în comunitate. Sunt parade organizate de Sunt imagini spectaculoase, ne plac și nouă, da? Nu ne place însă când acești, nu știu dacă acești motocicliști, unii răi, ca să zic așa, s-au certat cu legea, își ambalează motoarele, își modifică, înțeleg, anumite componente tehnice pentru a provoca un zgomot mai puternic, fac slalom printre mașini și ne pun în pericol. Exact. Este vorba despre o plăcere, într-adevăr, pentru toți, de a te plimba cu motocicleta ziua sau noaptea.
problema apare atunci când, din dorința de a face mai mult zgomot, de a impresiona cine știe pe cine îți dorești să impresioneze, scoți din tobe, spre exemplu, sitele acelea care sunt menite tocmai să țină o limită a sunetului. Și mai ales noaptea apar problemele acestea, fiindcă este liniște, nu este zgomotul de fond al unei zile normale în trafic. Să rămânem și noi cu zgomotul de fond pregătit de colegii de la montaj, vă rog. Și atunci, automat, noaptea este cu atât mai deranjant. Vorbim și despre acțiuni de conștientizare și aici este o problemă, fiindcă suntem o comunitate cu toții. Noi, cei care facem campanii și cei care mai fac de asemenea și cei care ies în trafic și se întâmplă să provoace neplăceri. Practic, noi motocicliștii prin campanii cerem să fim respectați în trafic, cerem să se împartă traficul cu noi, dar, într-adevăr, ar și trebui noi cu totul, ca o comunitate, să și oferim respectul celor din societate și anume, poate să nu mai ieșim noaptea. Nu suntem toți la fel, nu înțelegem toți acest lucru și noi am făcut greșeli. Eu, spre exemplu, până să-mi cumpăr ceapă, aveam motocicletă sport. Eram venit din provincie în București acum 4 ani și îmi plăcea să ies seara cu motocicleta să mă plimb. Până când, așa cum legea trebuie aplicată, am fost și eu sancționat, e adevărat, pentru cu o sancțiune mai mică, pentru că nu era o faptă atât de deranjantă. Și de atunci mergeam destul de repede pe stradă. Aha, și am primit viteza, nu, nu, o vorba de zgomot. Un zgomot însă nu foarte deranjant și de atunci am înțeles că legea trebuie aplicată și am început să merg și eu în astfel de campanii. Clubul nostru merge și el în astfel de campanii și încearcă să ceară respect. Important este să-l și oferim. Că iată ce reclamații. Domnule Diniță, înainte să vă dau cuvântul, vă rog și vă mulțumesc pentru îngăduință. Avem aici reclamația unui cetățean din București către poliție care începe așa. Unii posesori de motociclete încalcă flagrant regulile privind poluarea sonoră în trafic, producând zgomote peste limita admisă de lege, afectând grav sănătatea oamenilor și siguranța circulației. Se cunoaște nu numai de către specialiști că pentru a mări zgomotul la evacuarea gazelor arse se practică modificarea eșapamentelor prin diferite modalități, fapt ușor de constatat. Lucrători de la atelierele ITP susțin că la verificări sunt respinse autovehiculele care depășesc indicatorii de poluare sonoră, dar după remediere revin la defectarea eșapamentelor, iar agenții de circulație se fac că nu aud, tolerând situația anormală la care ne referim pentru a nu se implica în procedura de aplicare a sancțiunilor. Fără îndoială, autoritățile care răspunde siguranța circulației rutiere cunosc această stare de fapt, dar ce fac, doamna Apaciu, ce fac, domnule Diniță? Care e situația? De ce nu se iau măsuri? Pentru mine, aș începe cu faptul că trebuie să apreciez pozițiile, punctele de vedere exprimate de cei mai tineri, ca să discutăm așa, da? Inclusiv colegii dumneavoastră de platou, dar și intervenția purtătorului de cuvânt de la Brigada Rutieră, care a punctat câteva aspecte foarte importante. Pentru mine este un deja vu. Și aduceți-vă aminte, aveați nenumărate emisiuni și era exact aceeași discuție. Numai că există o nuanță totuși, pe care am sesizat-o la un moment dat în exprimarea de către colegul dumneavoastră de platou, cu privire la aceste deplasări pe timp de noapte. Dar vedeți dumneavoastră că dacă facem o retrospectivă în urmă, deci în urmă cu vreo 10 ani, aceste întâlniri cu motocicliștii vizau și alte aspecte. Cele care sunt poate tot la fel de deranjante ce se întâmplă și în timpul zilei. Și acum, luând-o mai pe scurt, așa, păi trotinetele au fost o problemă de la început. Aduceți-vă aminte, 2019, până în intrarea în starea de urgență în pandemie, aduceți-vă aminte, existau accidente, unul s-a întâmplat chiar și la piața universității, dacă vă aduceți aminte, nu? Da. Că toată media ați promovat acel accident în care unul cu trotineta, el mergea ca și cum era singur pe șosea. Mai mult decât atât. Ați văzut, există această prevedere că trebuie să folosească benzile pentru biciclete sau partea carosabilă. E, aici începe problema. Pentru că atunci când este vorba de partea carosabilă, nu s-a specificat unde anume pe partea carosabilă. Printre mașini, pe mijlocul drumului, pe banda a doua, a treia, că cred că a patra, nu cred că mai avem în București, dar undeva, deci te trezești cu ei exact în dreptul ușii, în dreptul la geam cumva sau... Același lucru se întâmplă și cu motocicliștii. Exact același lucru. Ba mai mult decât atât, dacă două mașini sunt prea alăturate, un motociclist se apostrofează pentru faptul că nu-i dai voie să treacă. Ori, haideți să vedem capitolul circulația pe benzi, ca să ne dăm seama că până la coadă și un turism,
și o motocicletă sunt tot autovehicule, nu? Da, îi rog pe colegi să mai rulăm o dată acele imagini cu slalomul printre mașini. Imagini filmate de pe o motocicletă, să vedem în ce spații, în cât de înguste sunt spațiile în care se strecoară motocicletele. Și profit de faptul că avem alături noi o doamnă polițist și motociclistă pe deasupra. Cum vedeți dumneavoastră această situație și rezolvarea ei? Pentru că e clar, problema traficului este una reală și e nevoie de soluții pe mai multe direcții, astfel încât să o putem rezolva. Motocicleta, vehiculele pe două roți, trotineta, ar putea fi niște soluții dacă s-ar respecta regulile. Da, este adevărat că cel care își achiziționează și o motocicletă încearcă să fie un pic mai rapid în trafic, mai ales în sezonul acesta călduros. Este foarte greu să stai pe un motor la 40 de grade și să aștepți într-o coloană la semafor de 40 de mașini. Conducătorul așa echipat auto, cu tot conducătorul auto este în mașină cu aerul condiționat, motociclistul are cască, echipament de protecție și așa mai departe. Iată și un aspect la care eu ca șofer nu m-am gândit, sincer să fiu. Da, ce am observat în ultimii 2 ani ca și motociclist, majoritatea participanților la trafic, văzând o motocicletă în oglinda retrovizoare, încearcă să-i creeze spațiu pentru a-l depăși și a avansa, dar nu așa cum ați prezentat dumneavoastră imaginile. Ceea ce se întâmplă și ceea ce am văzut pe imaginile prezentate, este clar un pericol atât pentru conducătorul auto, cât și pentru motociclistul care încalcă normele rutiere și își pune efectiv viața în pericol. În primul rând, pentru că are o viteză și motorul nu poate fi controlat atât de bine la acea viteză și, în al doilea rând, că nu știe ce reacție va avea conducătorul auto, care îi poate închide unghiul în orice secundă și una e să lovești două mașini și alta e să se lovească un auto cu moto. Corect. E o problemă și zgomotul produs de cei care își modifică intenționat echipamentele pentru a fi și mai gălăgioși. Cine ar trebui să aplice sancțiunile aici, Andrei? Vorbim special de Registrul Auto Român, care știm, spre exemplu, în București motocicliști, în București cunosc cu toții, la Piața Constituției, acolo unde se și strâng motocicliștii, seara de foarte multe ori este un filtru rar. Filtrul rar este abilitat să te oprească și să-ți măsoare tot ceea ce ai pe motocicletă, de la dimensiune cauciucuri până la cât zgomot emite și ce noxe emite, dacă sunt sau nu în parametri. Atunci vorbim despre o sancțiune clară aplicată pe atâta depășire de noxe sau sunet. Și atunci se reține și talonul și amenda poate fi foarte mare. Când nu avem un filtru rar și sunt puține, din păcate, poate asta ar fi o soluție, mai multe filtre rar, mai ales noaptea în capitală. Când nu avem așa ceva, vorbim despre pur și simplu echipajul poliției, care din păcate nu poate să constate exact ca un filtru rar anumite deficiențe și poate la propria apreciere să spună dacă tu ai depășit sau nu o limită sonoră care să fie decentă și atunci totul devine, din păcate, interpretabil. Poți aplica o amendă pe legea 61 de la 100 la 500 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, dar, repet, este totul interpretabil și conducătorul moto poate să o conteste. De aceea filtrul rar poate ar fi benefic dacă l-am găsit în mai multe locuri. De reținut. Și avem niște imagini.